Noaptea de 31 octombrie este noaptea de Halloween, sărbătoarea spiritelor, fantomelor și a vrăjitoarelor. Celebrată mai ales în Statele Unite ale Americii, aceasta a devenit și la noi tot mai populară în ultimii ani. Aseară gălățenii au sărbătorit cea mai înfricoșătoare seară de peste an, în stil pur american, ascultând melodii interpretate de un artist originar tocmai din Alabama. Noaptea de 31 octombrie este noaptea de Halloween, sărbătoare a spiritelor, fantomelor și a vrăjitoarelor. Celebrată mai ales în Statele Unite ale Americii, aceasta a devenit și la noi tot mai populară în ultimii ani. Aseară, gălățenii au sărbătorit cea mai înfricoșătoare seară de peste an în stil pur american, ascultând melodii interpretate de un artist originar tocmai din Alabama. Just a girl that says that I'm the one. Can't get that mask on. Halloween, gălățenii au petrecut în cel mai pur stil american, alături de dovleci și vrăjitoare, dar și de un cântăreț venit tocmai din Statele Unite ale Americii, Terry Lee Burns. Terry Lee Burns este un artist originar din Alabama cu o carieră muzicală impresionantă. A avut concerte peste tot în lume, iar aseară a poposit în Galați pentru a ne oferi o experiență autentică de Halloween. What's it like spending Halloween in Galați here? It's fun. I'm having a great time. For interesting music, it's out there. It's a, Google it, do YouTube it, whatever you want. There's a world of beautiful music that you probably haven't heard. Sărbătoarea de Halloween, deși a devenit populară în Statele Unite ale Americii, este o sărbătoare de origine celtică, care precede sărbătoarea creștină Ziua Tuturor Sfinților de pe 1 noiembrie. Obiceiurile specifice în seara de Halloween sunt sculptatul dovlecilor, luminați cu ajutorul unor felinare și folosiți la decorarea caselor, dar și costumarea în personaje desprinse din poveștile de groază. Culorile tradiționale ale sărbătorii sunt negru și portocaliu.